La sfârșitul acestei săptămâni, pe data de 12 decembrie, va avea loc la București Festivalul Judoului Românesc, cu vârste de U11, U13, U15, U17. Noi participăm numai pe data de sâmbătă cu copii U15, U17. Duminică nu mai mergem pentru că mă simt obosit și participăm cu 10 copii. Adică 8 sportivi, eu și șoferul, 10 persoane. Acest concurs este cu taxă de participare și este chiar așa se și numește, datorită că este ultimul concurs la sfârșit de an. Și se adună din toată țara pentru a pregăti anul viitor, 2010. Și fiecare se gândește de posibilitățile și cu ce sportivi atacă sezonul viitor. Noi avem 8 sportivi care toți mă gândesc că vom obține medalii anul viitor.